Un tânăr și-a pierdut viața pe o șosea din Sălaj. Șoferul a rămas prins între fiarele mașinii după ce a lovit frontal un autotren. A fost nevoie de intervenția pompierilor de la descarcerare pentru a-l scoate pe șofer din autoturism, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru tânărul de numai 23 de ani. În timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza localității Ileanda, din motive necunoscute încă, șoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens unde a lovit frontal un tir care circula regulamentar. În urma impactului violent, șoferul a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale mașinii. Un echipaj de la descarcerare a intervenit pentru a scoate victima din autoturism, dar în ciuda eforturilor medicilor prezenți la locul accidentului, tânărul nu a mai putut fi salvat. Pompierii au scos dintre fiarele contorsionate șoferul autoturismului, însă cu toate eforturile depuse de către echipajul SMURD și cel al ambulanței, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat, spun reprezentanții ISU Sălaj. Polițiștii au deschis o anchetă și efectuează cercetări în acest caz.